Valahia în 2012. Premiul de excelență pentru întreaga activitate academică se acordă domnului profesor universitar doctor avocat Sache Neculaescu. Bună seara! Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, distinși invitați, privindu-i cu emoție pe premianți, mă întreb ce caut eu aici. Am cam stricat media de vârstă a celor distinși astăzi. Asta nu mă împiedică însă să comunic faptul că sunt onorat și în același timp emoționat. Sunt, într-adevăr, 40 de ani de activitate profesională, peste 15 ani de activitate în calitate de consilier. Și este plăcut ca cineva, și nu oricine, reprezentantul localității unde ai trăit o viață, să îți recunoască aceste merite. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Vă felicit pe dumneavoastră și echipa de consilier ai municipiului de Târgoviște, spunându-vă că dacă Târgoviște arată astăzi mai frumos și mai curat ca oricând, este, în primul rând, meritul dumneavoastră. Despre neîmpliniți vom vorbi în campania electorală. Evident. Suntem regimentați diferit. Asta nu mă împiedică să vă spun, domnule primar, că vă apreciez. V-am apreciat și dați-mi voie să-mi amintesc și n-aș face-o dacă dumneavoastră nu știu, nu vă amintiți cu plăcere de acele vremuri, când v-am fost lascăl la Facultatea de Drept, v-am apreciat și atunci și vă apreciez în continuare și acum. Este motivul pentru care în această seară vă voi oferi, cu voia dumneavoastră, ultima mea carte, publicată anul acesta, în urmă cu 2 săptămâni a apărut. E o carte la care țin foarte mult, la care am lucrat foarte mult și care mă reprezintă. Și vreau să sper că o veți răsfoi măcar. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc în continuare succese tot mai mari și felicit întreaga noastră comunitate locală cu acest frumos prilej pe care îl marcăm astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul profesor universitar, domnul avocat Sache Neculaescu. Doar atât. Doar atât. Este un proiect care a luat ființă acum 3 ani, având ca idee de bază interpretarea unor piese cunoscute sau piese proprii în varianta acustică. Inițiatorul proiectului este Valentin Ștefan la chitară-voce, care ulterior a cooptat pe Sorin Bănoiu la chitară și Freddy Ștefan, instrumente de suflat tradițional. Pentru bucuria dumneavoastră, trupa Doar Atât!